Se tot vorbește de înnoirea clasei politice. Poate că cel mai bun prilej îl reprezintă alegerile parlamentare. Nu știu cât de pregătit sunt oamenii sau partidele să facă fața acestui deziderat. Oamenii cer lucrul acesta, piața publică o cere, protestele o cer, înnoirea clasei politice, nu mai vrem aceiași oameni. Sunt unele partide care au înțeles acest mesaj și l-au preluat formal sau nu. Vrem legi simple și ușor de aplicat. Trăim de 25 de ani într-o țară în care legile sunt complexe și care normele de aplicare sunt foarte alambicate sau uneori lipsesc. Oameni buni, hai să deschidem ochii larg și să punem punctul pe ei. Avem nevoie să începem să ne fie bine la noi în țară și lucrul acesta îl putem face doar cu oameni buni aleși în Parlament. Ce fel de oameni trebuie să fie acolo? Stau și mă întreb. Păi, trebuie să avem juriști buni, trebuie să avem specialiști în profesia lor de bază, că sunt economiști, că sunt IT-iști, că sunt medici, că sunt profesori. Sunt multe domeniile care au nevoie de ajustări legislative. Și mai e important ceva. Parlamentul dă guvernul țării. Avem nevoie de oameni responsabili și avem nevoie de oameni care să facă față presiunilor presiunilor din partea partidelor. Avem nevoie de oameni care articulează cuvintele și avem nevoie de oameni care reprezintă ceva, care au lăsat ceva în viața lor. Hai să vedem dacă o să și facem lucrul acesta. Ne vedem la alegeri.